Studenții pot mai mult. Acesta este sloganul pe care cu mândrie l-au prezentat studenții Universității din Craiova, cu ocazia unui eveniment organizat pentru a populariza specializările la care se pot înscrie absolvenții de liceu după promovarea bacalaureatului. Studenții au amenajat pe strada Crișan din Drobeta Turnu Severin un stand unde au prezentat oferta educațională și le-au vorbit trecătorilor despre avantajele de a studia la Universitatea din Craiova. În cadrul proiectului Studenții pot mai mult, cadre universitare și tineri care învață la Universitatea din Craiova au amenajat un stand pe strada Crișan din Drobeta Turnu Severin pentru a promova oferta educațională a facultăților de aici. Studenții noștri arată colegilor lor din mediul preuniversitar realizările practice, în primul rând pe parcursul anilor de studii, și îi așteptăm de asemenea pe elevi, pe cei care doresc să devină studenți ai universității, studenți ai centrului universitar, în sălile de curs, în sălile de seminar. Lucrul acesta este permis în noile condiții. Cei care au ales să studieze la facultățile din Drobeta Turnu Severin spun că sunt foarte mulțumiți de modul în care se desfășoară cursurile. Am ales să urmez Facultatea de Educație Fizică și Sport la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin. În ce an ești? În anul 2. Și de ce ai ales această facultate? Am ales această facultate pentru că oferă șansa de a face kinetoterapie și motricitate specială aici, în Drobeta Turnu Severin. Avem niște laboratoare acreditate la standarde europene, avem niște programe moderne de studiu și vrem să facem un apel către toți severinenii, nu contează vârsta, să vină. La ce facultate v-ați decis să vă înscriți? La Facultatea de Litere, specializarea pedagogie a învățământului primar și preșcolar. În ce an sunteți acum? În anul 2. Cum vi s-au părut acești ani de studiu? Foarte frumos și foarte bogați pentru mine. Toți cei interesați au avut ocazia să afle și despre oportunitățile post-absolvire, dar și despre parteneriatele derulate de facultățile severinene, care vin în sprijinul tinerilor. Ei pot dialoga cu studenții noștri, cu cadre didactice ale celor 5 facultăți din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin, facultăți pe care aș dori să le menționez: Facultatea de Litere, Facultatea de Drept, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Și toate acestea pentru că studenții noștri pot mai mult. Programul Studenții pot mai mult a fost reluat după o pauză de 2 ani.